De profesie jurist, Petru Rad, după un jur, a fost primar al orașului Simeria din 1990 până în 1996. Apoi a fost secretar de stat, șef al Departamentului Protecție Socială la Ministerul Muncii și Protecției Sociale între 1997 și 1998, în guvernele Victor Ciorbea și Radu Vasile. Între 1999 și 2000 a fost consilier de stat, șef al Departamentului de Politici Sociale la Președinția României în mandatul lui Emil Constantinescu. Până în 2004 a lucrat în domeniul privat, iar în același an a candidat din nou la funcția de primar al orașului Simeria, obținând un nou mandat. Petru Rad, după un jura, a mai deținut funcția de primar al orașului Simeria între 2008 și 2012. La ultimele alegeri locale, de acum 4 ani, jura nu a mai candidat, retrăgându-se din viața publică. Petru Rad, după un jura, a mai fost membru în conducerea Asociației Orașelor din România și reprezentant al acestei instituții la Consiliul Europei, calitate în care a fost trimis ca observator al Consiliului Europei la alegeri în Albania, Ucraina, Moldova și Georgia și în regiunile autonome, Cecenia și Găgăuzia. De asemenea, Petru Rad, după un jură, a fost decorat în 2000 de către Emil Constantinescu cu Ordinul Național pentru Merit în grad de mare ofițer și în 2006 de către Traian Băsescu cu Ordinul Național Serviciu Credincios în grad de mare ofițer. Petru Rad, după un jură, a fost membru al PNL. Dumnezeu să-l odihnească în pace!